Duminică 9 iunie 2024 vor fi organizate alegerile pentru desemnarea reprezentanților din România în Parlamentul European. Dacă la această dată te afli în străinătate și ai drept de vot, poți vota la orice secție de votare organizată în străinătate. Cum votezi? Foarte simplu. Prezinți actul de identitate unui operator de calculator care îl va scana pentru a verifica dacă ai drept de vot. Pe tabletele din secțiile de votare funcționează sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenirea votului ilegal. Acest sistem va semnala dacă alegătorul își poate exercita dreptul de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv. Alegătorului s-a interzis exercitarea dreptului de vot, figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin sau s-a înregistrat pentru a vota pe listele altui statuie. După verificarea actului de identitate, vei semna electronic pe tableta operatorului și primești buletinul de vot și ștampila cu mențiunea votat. Intri singur în cabină și aplici ștampila pe patrulaterul care corespunde opțiunii tale de vot. Îndoi buletinul și l introduci în urnă, după care înapoi ampila tampila operatorului de calculator care îți restituie actul de identitate. Nu uita! Secțiile de votare din străinătate sunt deschise duminică 9 iunie 2024 în intervalul orar 7.22. Pentru alte informații actualizate, verifică site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secțiunea Alegeri Europarlamentare 2024.